dumneavoastră astăzi. Unirea Ardeș a pierdut totuși cu 3-2 și a rămas totuși cu locul 4, care trebuie privit ca o performanță până la urmă. Din punctul meu de vedere, trebuie privit ca o mare performanță pentru clubul nostru. Am mai spus-o și mă repet, suntem un club cu posibilități reduse, posibilități financiare reduse și nu ne permitem să aducem, să spunem, niște jucători de mare valoare sau jucători cu foarte mare experiență. Practic, noi ne concentrăm mai mult pe crearea unor jucători, pe descoperirea sau redescoperirea unor jucători care să ajute această echipă și să facă performanță. S-a resimțit în jocul elevilor dumneavoastră postarea de sală, acum de la meciul de ieri? Nu cred. Mă repet, cred că mai degrabă o lipsă de experiență s-a văzut în anumite momente. Pentru că noi avem o echipă, să spun, tânără. Avem jucători de 22, de 23, de 24 de ani în teren. Dacă mă uit la oponenții noștri, au marea majoritatea jucătorilor undeva la 30 de ani, jucători experimentați. Și de multe ori aceste lucruri fac diferența într-un meci, mai ales într-un meci cu asemenea miză. V-ați aștepta la un nou meci atât de încins, 1-0, 1-2, 2-2 și s-a ajuns din nou în tie-break? Da, ieri am declarat că va fi un meci echilibrat, un meci încrâncenat, cu mai multă tensiune, cred că asta s-a și văzut. Era normal, pentru că nu suntem o echipă slabă, suntem o echipă valoroasă și am dovedit pe parcursul campionatului că ne putem bate cu orice fel de adversar. Sincer, m-am așteptat chiar să câștigăm astăzi, dar uitați că nu a fost șansa de partea noastră. Elevii dumneavoastră au terminat meciul cu capul plecat, supărați, dar ei ar trebui felicitați. Ei au fost felicitați de mine, au fost felicitați de conducere, dar rămâne acest sentiment că am avut o șansă să ajungem pe locul 3 în campionat, să luăm o medalie și amărăciunea rămâne oricum. Nu putem să ieșim zâmbitori și cu capul sus, să spunem, deși cu capul sus putem ieși, pentru că am făcut o performanță, repet, la nivelul municipiului nostru, la nivelul posibilităților echipei noastre, este o performanță extraordinară.